Poeta Valeria Grosu, în 22 iunie, ar fi împlinit 70 de ani. Chit că este o zi importantă și pentru tine, 22 iunie, v-ați născut în aceeași zi. Îți propun să vorbim despre Valeria Grosu, o ființă discretă, o scriitoare care are un loc aparte în literatura română, în literatura română din stânga Prutului, dar iată că din 2012 încoace se vorbește mai puțin despre ea și e mare păcat. Tu ai lucrat cu ea, tu ai fost lectorul și redactorul cărții și ai ce spune despre Valeria Grosu. Cum ți-o amintești? Pentru mine Valeria Grosu este o ființă foarte, foarte prezentă și acum, chit că au trecut deja niște ani de la dispariția ei fizică. Aș aminti că o perioadă destul de lungă eram patru scriitori născuți pe 22 iunie. Era Argentina Cucea Grosu, Lidia Estrate, Valerica Grosu și subsemnatul de patru generații. Iar ritualul nostru foarte aparte cu Valeria Grosu consta în faptul că în dimineața zilei de 22 iunie cineva suna primul pe celălalt și uneori se întâmpla că mă suna Valeria prima și în alte ani o sunam eu primul. Era un fel de comunicare directă, chit că venea, de fapt, în urma unei comunicări permanente, continue, pentru că ori de câte ori ne-am văzut, ori de câte ori fiecare își căuta de treabă acasă la el sau niște programe, burse de cercetare, etc. Aveam un fel de comunicare permanentă, simțeam treaba aceasta. Singura dată, și îmi pare rău că trebuie să încep cu această amintire mai puțin luminoasă, singura dată când nu ne-am sunat în ultimii, cred că 20 de ani, pe data de 22 iunie, s-a întâmplat chiar în 2012, pentru că eram la Bruxelles prins într-un festival. Am venit, cred că la Chișinău, pe 24 sau 25 iunie și atunci m-a sunat Cristina Sacaș și mi-a spus că Valeria a trecut la cele veșnice. A însemnat foarte mult pentru mine prietenia aceasta, și o prietenie umană și o prietenie literară. La noi mai rare sunt prietenii literare care concresc trup și suflet cu cele umane. Pot să spun că, zicem, ca ființă apropiată, poate doar Ciocle a fost cumva mai apropiat și m-a marcat mai tare prietenia cu Ciocle, chiar că era un om foarte incomod. Valerica, din potrivă, era un om foarte atent, foarte rezistent, un om cu mare caracter. Am văzut-o în situație în care acea ființă foarte aparent foarte plăpândă s-a răsucit ca un arc de forță și a dat niște replici foarte tăioase și a pus la punct niște oameni suspuși. Esențială pentru Valeria Grosu mi se pare caracterul. Tot ce a făcut dânsa și în poezie și fiind în programul cultural Fundației Soros, impunând niște proiecte care n-au trecut cu brio. Știu asta pentru că eram în bord și știu cu ce luptă a obținut Valeria acele proiecte. Deci, caracterul fiind, dacă vreți, marca personalității. Și tu și ea v-ați făcut doctoratul la Institutul de Literatură de la Moscova, apropo, ați făcut studii acolo, tu în altă perioadă, firește. Vorbeai despre caracter, citesc în prezentarea ei și aflu că a fost și șef adjunct al Departamentului pentru Relații Internaționale și Imagine la Ministerul Culturii. Deci a activat în cadrul administrativ, ca să spun așa, inclusiv ceea ce spuneai tu, coordonator de programe la Fundația Soros din Moldova și afară ei acolo a avut impact pentru impunerea anumitor proiecte culturale. Dar să vorbim despre poeta Valeria Grosu, care a debutat în 1979 cu poezia Chip și Suflet. Cum este poezia ei? Poezia ei este una unitară, chiar dacă se simte în evoluția poeziei Valeriei Grosu o trecere de la o vârstă la alta, o trecere lentă, nu este o ruptură între vârstele poetice, este mai degrabă o spirală dialectică în urcuș și aș mai remarca această apetență a Valeriei Grosu pentru
realitatea imediată, dar transfigurată neapărat prin ceea ce numește chip și suflet, prin schimbarea la față, prin acel proces în care de ridicare la putere, dacă vreți, a sensibilității. Pentru că, pe de o parte, este o poezie de o concretețe plină, cu foarte multe obiecte prezente în poezie. Deci e o poezie materială, în care aproape poți umbla prin spațiul același și să te atingi de anumite lucruri, obiecte, natură, păsări, animale, deci este o poezie vie în sensul acesta. Pe de altă parte, este infuzată concepte cu stări care țin deja de partea metafizică a poeziei. Valeria, ca și în articolul Chip și suflet, dacă tot am pomenit de prima ei carte, cred că a știut foarte bine să echilibreze în poezie partea fizică și partea metafizică, partea realității se pune în balanță cu partea imaginarului, cu partea spirituală. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, aș remarca viteza lentă a poeziei și când mă gândesc la asta, nu mă refer neapărat la acea pauză destul de substanțială pusă între fiecare volum, pentru că a știut să păsteze un fel de ritm mai discret, să nu se bulucească în a publica, să facă ca fiecare volum să se coacă până la perioada de maximă potențialitate și atunci să-l publice. Și la fel se întâmplă în interiorul textelor. Nu ai senzația de texte aruncate așa din punga condeiului, țâșnite cumva și imediat la tipar. Se simte, aș zice că mai degrabă este o poezie rescrisă. Și rescrisă și în sensul miturilor, pentru că se referă foarte mult la miturile și antichității și creștine. O poezie rescrisă, adică filtrată, trecută prin filtre intelectuale și în sensul acesta apropiată, dacă vreți, de estetica postmodernă inclusiv, pentru că prezența Valerie Grosu în antologia Portret de grup din 1995 nu este deloc întâmplătoare. Chiar trebuie ea să vină, să fie acolo, pentru că se integra prin ultimele ei cicluri de poeme până la acea dată și după aceea cu ultima carte, Miere eretică, chiar se integra în această viziune a literaturii. Deci, se pare că ar face parte din promoție 70, dar de fapt Eugen Lungu, în acel portret de grup, o trece în generația 80. Da, pentru că argumentul era tocmai acele texte din ultimul deceniu la ora aceea, care își mutau centrul de greutate spre livre, dar unitresc chiar și filtrat discret, fiind și ea o ființă foarte discretă, de forță, de mare forță și de mare caracter, repet, dar centrul gravitațional se deplasase în poezia ei de la o lirică oricum meditativă, interiorizată din primele volume și spre o lirică trecută prin filtrul bibliotecilor. Este adevărat și bine că ai amintit de acele doctorate ale noastre, sigur că în perioade diferite Valeria și-a făcut la începutul anilor 80 doctoratul la Moscova, eu în 86-89, decembrie 89. Inclusiv Valeria a avut un fel de, un gest de stat fratern de a mă delega către niște cunoștințe de ale ei, profesorul cu care am comunicat extraordinar de bine, pentru că am avut la cine împrumuta cărți, am avut cu cine comunica, deci a fost o ștafetă, dacă vreți, și mai există câteva ștafete în cazul nostru de genul acesta, în perioada de doctoratul meu, deci în afară de faptul că am scris o teză, am scris o carte jumătate, adică o carte și a apărut în perioada doctoratului, vorba de Abecedor, și cred că cel puțin două treimi din Levitații deasupra Hăului sunt scrise la Moscova, apărut deja în 91, și printre primele ființe care a scris despre acea carte a fost Valeria Grosu, țin minte textul ei foarte, foarte bine articulat în revista Columna. Mă bucur foarte tare că am apucat la rândul să scriu nu doar acest text de 15-20 de rânduri pe ultima sa carte, Antumă de versuri, Mere Ierente, despre care voi vorbi ceva mai încolo. Am apucat să scriu și un text de câteva pagini. Cred că am prins bine profilul Valeriei Grosu. Știu că a fost foarte mulțumit de acel text.
cumva s-a regăsit în acest text. Nu că am cântărit cine știe ce a făcut, dar mie mi se pare foarte important ca niște oameni care se înțeleg în viață și se înțeleg în scris să-și creioneze unul altuia portretul, pentru că mare pictor unor se zgreveau reciproc. E și asta o comunicare. Da. Constatați-mă adineori că sunt niște motive care migrează cumva în cărțile ei. Când lucram la antologia Literatura din Basarabia, 100 de ani de literatură, literatura pentru copii, am dat de cartea ei Căsuța de miere. Întâmplarea face că ultima ei carte se numește Miere eretică. Să vorbim despre această carte la care ai lucrat tu. Întâmplarea face că la ora la care se publica această carte, Valeria nu mai era în bordul său și terminase activitatea, predase direcția secției cultură către Victoria Miron și exact ca un muritor de rând, ca un scriitor, pur și simplu scriitor, a participat la un concurs care se făcea la Fundația Sor și eram 5 oameni în jur, eram eu din oficiu care era actul șef la cartier și urmând ca toate volumele câștigătoare să apară în colecția Linia 1 de la cartier și alți 4 membri ai jurului. Acum nu țin minte cine era, s-ar putea să-i fost ăsta Eugen Lungu sau, nu pentru că era larg, Mircea Veciobanu sau Nicolae Deacu, nu știu exact ceilalți 4, nu mi-aș putea acum aminti. Toate manuscrisele erau... Dar acolo scrie. S-ar putea. Nu scrie doar... Președinte. Da, doar președinte. Mm-hmm. Deci, adevărul este că toate manuscrisele erau codificate, deci nu puteam. Și din cele 3 manuscrise a trecut manuscrisul ei și altele 2 nu mai mi-amintesc exact ce am mai apărut în acela 2002. Sigur că am, din oficiu am devenit redactor de carte, nu mi-a plăcut titlul propus de Valerie, era un titlu cumva în continuare la schimbare de la față, ceva cumva care amintea prea mult și prea se lipea, ori cum spuneam ceva mai sus, poetica ei deja tindea spre o altă estetică, deja era mai spre generația 80, mai livresc, mai intertextual, etc., etc., și într-unul dintre poeme am găsit versul Mierii eretice și nu știu ce și mi s-a părut extraordinar pentru că avem în memorie mierea etruscă, ori aici sunt foarte multe link-uri, există foarte multă intertextualitate, dar foarte rafinată a Valeriei, plus că și procesul ăsta de decantare a poeziei mie îmi amintește cu decantarea mierei în faguri. Și am propus acest titlu, ea l-a îmbrățișat imediat, aceea a fost o comunicare foarte firească dintre redactor și poet, chit că în cazul altor texte am negociat, zicem așa, deci am fost și eu atent la ce își propunea ea, am sugerat câteva soluții unde mi s-a părut că se repete. În fine, cred că a ieșit o carte foarte elegantă care care începe cu cine ești și se încheie cu mai sunt. Valeria Grosu, pe lângă zice, faptul că își rescria, ca să folosesc un termen mai vechi, textele, își construia foarte atent cărțile. Iar în cazul nostru s-au întâlnit chiar doi arhitecți, în sensul în care pun textele în pagini, în sensul în care le schițează o anumită ordine, deci o anumită traiectorie. Această carte, de fapt, este o traiectorie neîncheiată, deci e deschisă pentru că acel mai sunt este un poem foarte afirmativ, un poem care poate fi reluat în orice antologie, ca și multe altele de altfel. Dacă aș și sper să ajungem și la acest lucru, la un moment să scoatem pe Valeria într-o selecție bună la cartier, cred că aș reține acest titlu Miere eretică, pentru că mi se pare definitor pentru poezia ei. Pare foarte rău că nu știu exact ce s-a întâmplat cu manuscrisele din ultimii ani. Deci, fiind o ființă, știu că am mai publicat câte ceva, am vorbit, am permanent vorbeam la telefon, ne vedeam de când în când, dar nu știu în ce situație se află, zicem, manuscrisele ei lăsate postume, pentru că bănuiesc că se poate oricând... Trebuie căutate. Trebuie căutate și se poate oricând
selectau un fascicul de inedite care ar face cinste oricărei antologii. Cred că e obligația noastră, celor care am rămas și suntem, să-i căutăm manuscrisele și poate, într-adevăr, să apară o carte, o antologie a Valeriei Grosu, care ar aduce-o în actualitate, pentru că merită. Și ca să încheiem o scurtă noastră discuție despre Valeria Grosu, citește un poem. Înainte de a citi un poem, vreau să spun că deja în acest an Valeria Grosu are să apară cu niște poeme într-o antologie foarte, foarte importantă. Este vorba de un secol de poezie românească scrisă de femei, deci este volumul 2 care este în lucru și Valeria Grosu deci este în volumul 2 cu o selecție de mare calitate. De Paula Irizeanu și da, Alina. Și Alina Pulcaru. Deci volumul 1 știi despre ce e vorba. Acum facem continuarea. Asta e una. Și tot la capitolul regrete și după aceea trec la poezia propriu-zisă. La capitolul regrete aș spune că aș aminti că atunci când a apărut această carte, nu țin minte să fi făcut o lansare, adevărat că nici nu aveam librăria din centru, nu aveam unde. Deci a fost așa o... Știu că s-a vorbit despre ea, oricum s-a scris, dar abia din 2008 am început să facem lansări la cartier și nu a mai fost. Deci, bun, nu facem lansarea unor cărți apărute niște ani în urmă. Destinul face că oricum a trebuit să vorbesc. Prima oară când am vorbit la mormântarea unui om a fost tocmai la Valeria Grosu și țin de că înghiceam niște noduri cât pumnul în gât, pentru că acea ființă aproape evanescentă care a fost și în viață, dar din care rămăsese doar un fulg. Cred că tot ce ar fi trebuit să-i spun în timpul vieții și cumva dintr-un fel de discuție, dintr-un fel de nu i-am spus, a spus atunci. Am rămas cu sentimentul acesta al unei comunicări întrerupte la un moment dat și poate cumva, pentru nu știu ce miracol, să ajungă la ființa în care s-a transformat acum toată admirația și toată prețuirea pe care am avut-o pentru Valeria Grosu, cât a trăit și cu atât mai și acum și de acum înainte. Două secunde atunci ca să aleg un text. Hai să fie chiar Ars Poetica. Ars Poetica. Dând cu capul în zid pentru a ne trezi, într-un vis înșelător cu mâna caldă a unui asasin, ne-am întrebat fiecare ce este, ce-o fi acest stres de cuvinte eșuat și divin, scursă de pe cruce de răstignire, această miere eretică, această hărțuială sadică între mare și vânt, această picătură de rouă în bravadă bezmetică, sulițe suave zvârlind în beznă, crescând, această cântare a cântărilor pe muchii abisului, acest Hercule grăjdar în sirenă deghizat, acest stupid de posibil în nec pe loc, uscat, despre care nu știu nimic, intrând în panica scrisului. Mulțumesc frumos, Emil. Este cel mai frumos omagiu pe care poți să-i aduci unui poet, să-i citești poezia. Vedeți, apropo, ce întâmplare. Aproape am deschis la întâmplare cartea și exact am dat de miere eretică în poemul ăsta. Deși la început vreau să citesc cartea. Deci asta este. Mă bucur și eu foarte tare că evocată astfel și reeditată cu acel ciclu din antologie care se urmează probabil și mă gândesc deja la Căsuța de miere care și-ar găsi loc în colecția Codobelc al cartierului. Valeria Grosu este o poetă vie, tot timpul a fost o poetă vie, iar după ce se stinge lumina o să povestesc o întâmplare care v-a marcat și ea, la care să rămână între noi prietenii. Și am fi vrut, de vreme ce o evocăm, dacă cineva deține manuscrisele Valeriei Grosu, să
ne dea de știre, pentru că muzeul le va găzdui cu drag și le va pune în valoare.